Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod din seara noastră de Minecraft Hexit. Și înainte să încep episodul, v-aș ruga foarte mult să nu uitați să apăsați pe acel buton de like. Dați-vă fraților multe like-uri. În acest episod o să facem diferite chestii, cum ar fi. O să mergem în Twilight Forest și o să batem un boss în sfârșit. Dar mai întâi de să-mi pună chestiile astea pe aici. O să punem toate prostiile Oh my fucking god, dude! Am legia. A, ah, stai bă, oh my fucking, asta că-s prost, am mai intrat pe Hexi, Hex Hex de o săptămână și ceva. Presupun că știți că în ultimul episod mi-a dat, uh, mi-a luat de aici un arc, uite, am scris legia bow. Uh, doar ca să apăs pără să vă cum se craftează, deci o să-l să pune punem înapoi. Chiar am crezut că am un legia bow, dar se pare că n-am. V-am spus, că nu vreau să trișez, cred că o să craftăm, o să craftăm noi unul. Uh, dar să craftează sulă grea, adică trebuie să stai să faci o groază de arcuri după să le combini și chestii. De fapt nu, nu o să dau să-mi craftez pentru că sunt leneș. Nenorocit. Așa că o să mergem în uh, Twilight să explorăm bine nu acum. Momentan o să mergem. Ce asta? Mă? Asta e o grenadă sau ceva. Habaram uh, habar am ce asta, nu știu. O, deci haide să mergem în, uh, în, Twilight să batem niște, niște boși pe acolo. De fapt cred că se să batem doar un boss, o să batem un Twilight Leech. Sau un Leech. Nu știu exact cum se numește Twilight Leech sau Leech King sau ceva genul ăsta. Mă rog, momentan o să vreau să fac o chestie. De fapt o să am nevoie de niște... Uh, electric Stafford, de fapt parcă am pus pe aici stații așa că nu sunt sigur Parcă mi-am pus pe aici niște Electric Stafford, de fapt nu, nu cred că mi-am pus Astăzi Golem, ok uh, Să parcă nu, ok O să facem două și o să, o să le punem în Breaking Avem două esențe magice de-astea Punem diamante la loc, luăm și niște chestii de-astea, ok perfect uh, Parcă să craftau un în felul următor, nu? Acest Electric de îl punem un boți aici un Magic Essence și o chestie de asta. Uh, nu? No? A, nu, 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 nu. Să craftează, uite, așa. Stai. Păi, stai, cum să craftăm, că nu mai știu exact. Cu un diamant. A, cu un diamant, stai, așa. Unde am pus diamantele? Ok, uite, aici. Deci, să pune un băț. Hai să punem toate bețele, să pune și un diamant. Și să, stai, să punea... Uite, așa, ceva genos. Da, mă, uite, așa. Deci, facem, facem două stafuri și cu două chestii. Asta, uite, o gata, electric stuff nu, nu mai știam. N-am mai ca hex de ceva timp. O să le punem breaking. Am breaking 3. Ok, păsta la fel, stai. să reparăm. Asta level. Nici o problemă. O să ne ajungă 3 de astea. Deci le punem breaking 3 și haide să plecăm. De fapt, stai. Nu o să plecăm. Momentan o să vreau să-mi fac niște, niște gap-uri. Cu toate că am 20 și 21. O să mai facem câteva. Asta e partea tare la Hexit pentru că Golden Apple-urile Apple se craftează foarte, foarte ușor. Gen, uite așa. Cu Gold Nugget. O să mai facem încă, încă, 5. Stai, nu. De fapt, încă 2, că nu avem mere. Ok, pasele le transformăm înapoi. Uite așa, în lingouri. Și haide să, să mergem să batem niște boși. De fapt, un singur boss să, să, batem. Uh, și de unde am asta, mă? Ender Shield. A, ah, Ender Oh, mai fac el foarte bun. Teleport, Display Weakness, Ender Damage. Bă, nu știu. Oricum e mai bun ăsta, ăsta să-l punem aici. Încest, pentru că aproape se distruge și na. Ok. Închidem ușa la casă, să nu intre niciun mob și haide să mergem în, uh, în Twilight. Bineînțeles că o să l lugească puțin până să generați toată lumea, sau? Azi e partea sau în Hexit și tu un iepure, Ho, oh, forest bun, e pare de pădure. Și asta s-a buguit pe aici, nu? Ia te luăm. Uite porașul. Și, oh, fac muște. <laughs> Hai ce poți să bazi muște, bă. Să că am pus, uite aici. Deci o să mergem aici și o să batem, o să batem, uh... batem liciul. Parcă se numește Twilight Leech, nu? Din câte știu. Uh... uite, uite, s-a spawnat. Da, Twilight Leech se numește și ar trebui să fie, uite, pe aici. Da, uite, uite aici eh? O să spar din așa. Momentan o să bag și un Golden Apple. Pentru două inimiar în plus. Sau nu? Nu-ți dă inima... Fuck, nu-ți dă absorption aici. Fuck that. Asta craftează ușor, dar nu-s atât de bune. Pe păi Minecraft normal să dă absorption, adică 2 inimi în plus. Se pare că aici nu primești două inimiar în plus. Nici o problemă. O să-l batem, avem și un... Oare poza da poison? Bă! Deci... Stai, 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 O să punem pauză. Uh, liciul ăsta se bate foarte și o radicare 100 la viață. Bine, partea noastră e că trebuie să dai jos acele scuturi. Are 4 scuturi. Și ne trebuie o armă specială. Doar că putem să facem o chestie. Acest, uh, acest lici aruncă cu niște perle. Noi va trebui să lovim acele perle să ducă în scutul lui. Uite. Stai așa, stai așa. Ah, fuck, bă, sunt 3. Uite, i-am dat un scut jos, cred că i-am dat un scut jos. Așa o să-l batem pe asta, Hai bă, dai cu I-am mai dat un scut jos. Deci așa-l batem, are trei scuturi. Oh my fucking god, dude. Dai și fugi. Oh my fucking god. Ok. A, da cu explozibil, mă. Nu știu unde s-a dus. Poți și am cum să bat, sau... Nici măcar am pus la l ating, dude. Azi da puțin mai încerc. Cred că s-au de foarte, foarte, foarte tare. Deci dăm de la un 7 Ok. Deci mare trei scuturi. Cred că pot să folosesc chestia asta. Oh, fuck, cred că o să mor. Nu vreau să mor, nu vreau să mor. ah, sunt și mop aici. Ok, 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 sunt fucking noob. <laughs> n-am așa Minecraft de ceva timp. Bine, n-am așa ca Hexit. Ce am? mă. A, era un boss. O carte, ceva. Și mi-a dat poison. Uh, l-a dropat ceva acolo. A dropat o cască. Mamă! A dropat un helmet, eu nici măcar avea helmet, eu acum am văzut. Mamă, bă, și are, are o chestie. Bless Protection, perfect, mă, pentru că acest lichid dă cu... Dă cu explozibil, vezi, și am Bless Protection acum. Hai să-l batem așa ușor. Hai, bă, dă cu, dă cu perle, mă. Ok, mai are două scuturi. Deci după ce dăm scuturile jos, o să-l batem foarte, foarte ușor. Hai, mă, dă cu perle, boss. Ok, gata mă, gata boss Deci o să-l batem foarte, foarte ușor Momentan le dăm foc la ăștia Deci are viața, o stai să băgăm și un golden apple What? Ba, ba, ba. What the fuck? Mamă, ce o pe ăla Dude A, ah, sunt minion ăștia, mă Dar sunt niște zombi, nu? Lici, mă rog Hai să-l batem, gata, gata cu prostile Deci îl batem foarte, foarte ușor Bine, partea nasoală că se teleportează deci uite cât de ușor bate, și nici. Uh, eu n-am ce mai o pe sabie. Am luat și un achievement, Leech Hunter, și partea bună, partea foarte tare e că acest. Uh, hai să spunem asta. Acest uh, Leech dropează. dropează capul. Deci putem să-l punem pe perete. Arată cam așa. Bineînțeles că o să facem un perete foarte frumos. Cu. O, cu trofee și asta mă. Live draining, nu știu ce asta. Dă cu ceva? Uh, habar am ce asta. o să aruncăm. Nu cred că e atât de bună. Ok, punem Marco aici, punem și electric staff și haideți să plecăm. O să mergem acasă. Eu m-am gândit că... Gen, să batem un boss cam în fiecare... Gen, să batem un boss... Adică să batem câte un boss... <coughs> de ce că cam o bâlbâi? să batem cât un boss în fiecare episod. Că dacă îmi bate mulți, am batem mulți într-un episod, după n-am mai avea ce să facem. Ok, deci haideți să șterg acest waypoint. Dăm pe M, Îl selectăm și dăm pe delete. Perfect. Și o să mergem acasă. unde undi portalul? Portal toalea. Uite, uite aici în față. Uh, parcă am mai găsit un boss. E pe lângă se numește... Asta e căsuța noastră din lumea... A, ah, uite, gast, nu. Deci am găsit un gast. Cred că o să-l bat în următorul episod sau nu știu. Sau cred că în următorul episod o să ne mutăm. Vreau să mă mut într-un castel pentru că m-a săturat căsuța aia. Na, stăm de la început acolo. Adică uite în această căsuță micuță. Și sărăcăcioasă. N-are nici geamuri pentru că am spart eu dată acolo. Le-am spart. Deci o să ne mutăm într-un castel. Momentan hai de să facem o chestie. Bă, chiar uh, o să am nevoie de lemn. Va trebui să-mi fac niște chesturi și să-mi organizez itemele. De fapt, da, o să pun în acest bec pe chestile foarte, nu, nu în ăsta, uite în asta verde, o să punem chestile foarte OP și foarte mișto, deci punem, punem capul de ăsta de, punem capul de lich, punem și diamantele și cam atât momentan. Ok, hai să punem și gold și string -ul. și punem, punem cele mai interesante chestii, uite această oglindă, blocul de diamant, toate esențele. Eu în esențele și toate astea. Nu o să pun acum cărțile. Gen de fapt, bă, da. De fapt, nu. Nu o să pun acum cărțile. O să le lăsăm aici. Vreau să să-mi pun... Hai să le punem pe asta. Gen, să punem cărțile interesante aici în stânga. Deci punem Infinity. O să o să l păstrez pentru legea bow. Neapărat. Deci Infinity și, și Punch ar mai fi. Uite, asta două. Bless Protection, Respiration, bă, cam atât. Ne-am ne, -am, ne -am eu chestii foarte, foarte open. Haideți să le punem aici. Deci punem ăsta, punem ăsta. Toate chestiile astea, gold toate esențele. Uite, și asta, și asta, și asta, și cam atât. Și cred că o să mergem înapoi în Twilight. Și o să mai explorăm puțin. Gen, vreau să găsesc încă un dungeon. Uite un dungeon, uite cum e asta, vezi? Un rotund. Să mă rog, sau nu e rotund. <laughs> mă rog. E, și să mai lutăm. Gen vreau să... Poate găsi un legea bow. Pentru că mi-e să-l craftez. E, bun, deci stai așa. Deci pe unde n-am fost. o să mergem fix în față. Gen uite, uite pe aici. Ok. Deci ce mă pare chestia asta? Că n-am mai fost pe aici. Habar n-am. Sau poate mai fost pe acolo? Bă, nu știu. De fapt, dacă mergeam pe aici să... Am a arătat toată zona asta. Deci, bun, o să mergem fix în față. Uite, bă, căprioară, bă. Am găsit o căprioară. Deci ce mi eu? Bine, acum e lac, nu pot să, nu pot să o, mor. o să mergem, o să așteptăm puțin să genereze toată lumea. Deci, urăsc chestia asta. Să generează destul de greu. Dar contează că se generează. Bă, și v-am spus dacă vă place seara asta și dacă vreți episoade mai des, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Știu că, știu că ultimul episod l-am pus acum o săptămână și ceva, aproape două săptămâni. Dar asta este, o să încerc să postez mai des. Ok, bun. O să mergem așa ușor, ușor. Mă, pot să văd pe aici, zici că hacker de alea, uite. Văd minele și toate astea. Ok, uite aici, e zona de asta așa. Am mai găsit un uh, minotaur, bă. Oh my fucking god. Unde sunt? Stai așa. Punem aici un waypoint și scriem minotaur. Aici jos este un labirint. Mă, oare să mergem acum? Dar durează foarte mult. Gen, sa uh, să un boss. Bă, uite o veveriță. oh my fucking god, ce fuge, pe ce drăguțe. Să duce în scorbură. ok. Am omorât-o? Are doar un HP, mă. Am omorât-o, bă. Ce la dran criminalul, am omorât veverița. Ce aici? A, ah, cred că e și așa pus random. Design și, cheste. Ah, ok, se pare că aici nu se află nimic. În copac nu știu acolo. Bă, hai de că o să facem o chestie. Uh, o să mergem aici și o să căutăm Minotaurul. Bine, cred că o să-l caut off camera pentru că durează foarte, foarte mult. Deci, acest Minotaur se ascunde, frate. De fapt, cred că ar trebui să mergem acasă, vreau să-mi pun, să pun eficiență pe pickex, Pentru că nu pot să spar blocurile astea, deci blocurile astea se sparg extrem, extrem de greu, deci doar uitați-vă puțin Cât de greu să spargi blocul ăsta cu un pickaxe de diamant Deci vă dați seama Ok, bă Hai să, de să mergem aici cu toate cartelele, da, o să punem O să facem așa o chestie Ca să văd, să văd drumul, știi? Păi ce OP sunt ăștia, bă? What? Să că nu știu ce am pe sabie, deci ce am pe sabie? Am doar sharpness 3. Bă, nu. O să mă duc acasă. O să am nevoie neapărat de o sabie și de un... Am nevoie de o sabie pe deci va trebui să... Să-mi fac o sabie de diamant. De fapt, nu. Tot pe asta. O să -i punem sharpness... Îi punem sharpness 4 și punem și un fire aspect. Deci, haideți să mergem acasă. Și o să-mi pun pe pic X eficiență 4. Deci cam asta o să facem în următorul episod. O să mergem și o să căutăm Minotaurul. E un boss foarte mișto. Minoshroom parcă se numește Minoshroom Minotaur. Sau ceva de genul ăsta. Se că nu portalo. portalul. e uh, portal, uite aici, fix în față. Deci e un boss foarte, foarte mișto. Doar că se găsește extrem de greu. E dita mai la acolo, acolo jos Și are multe, multe levele Deci mergem acasă Băi, bă, fraților, cam atât cu acest episod Sper că v-a plăcut și nu a fost foarte lung Aia, 15 minute Nu uitați să dați un like Dacă susțineți această serie Cred că o să stau și să-mi aranjez itemele puțin Și hai de să, hai să fac sabia asta Deci O punem aici ne punem și arnes 4 Mamă, costă 9 levele Și punem și far aspect a, ah, că nu pot să pun fara pe dar asta, că n-am cărți. Mi-a spus voi. Asta e poartă nasală. Ia, oare mai pus cum ceva? Knockback 1. Knockback 2. De fapt, bă, nu cred că îi pun knockback, adică nu e atât de bun. Ok, aș fi vrut far aspect, dar că nu pot. O să am nevoie de cărți. Și parcă cărțile se găsesc în castele. Deci o să mergem într-un castel. O să luăm niște cărți, să facem și un loc mișto Pentru o masă de enchant Păi sper că v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like Eu am fost Chela pe data viitoare